premiul pentru întreaga activitate. Pe sediul central al CIA din Statele Unite există un motto inscripționat în piatra de la intrare. Este un citat în engleză din Biblie. And we shall know the truth, and the truth shall set you free. Și trebuie să cunoști adevărul, și adevărul te va elibera. Premiul de astăzi este o recunoaștere publică venită din partea unor jurnaliști a gestului făcut de trei oameni. Trei oameni au spus adevărul. Ei au avut puterea de a-și pune în joc locul de muncă și statutul social pentru a face publice date și situații care probează corupția din Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. De-a lungul timpului, cei trei au ocupat diverse funcții în CNRD, printre care șef de tură la ACI Becket, director juridic al companiei și chiar președinte, director general al CNRD. Doamnelor și domnilor, premiul pentru întreaga activitate revine în acest an celor trei oameni care au spus adevărul. Liviu Costache, Alin Goga și Claudian Țuțulan. Acest premiu de la tovarășul Ion Iliescu, președintele nostru, idolul unei întregi generații, de când ne-au îndreptat minerii șirea spinării cu bastoane la mineriade. Însă, venind la lucruri serioase, aș vrea să le mulțumesc în primul rând prietenilor mei care mi-au fost alături. În 2010 am mai încercat o dată să pornesc o mică revoluție, dar am fost singur și nu am reușit. Le mulțumesc colegilor din CNADNR care au constituit rezistența tăcută și ne-au susținut cu date și informații și există acolo o masă de oameni foarte buni și foarte corecți. Însă, pentru că le este frică și pentru că vor să-și păstreze locurile de muncă și toată lumea are rate și probleme, nu au putut să vină alături de noi, dar au fost și sunt alături de noi. Este foarte important să mulțumim presei. Pentru că dacă presa nu ar fi făcut publice dezvăluirile noastre, ele nu ar fi avut niciun efect. Și în mod special aș vrea să precizez aici că îi mulțumesc jurnalistului Rareș Bogdan și postului Realitatea TV pentru că ne-au sprijinit în mod exemplar, au fost tot timpul alături de noi, dar și celorlalți jurnaliști, așa cum spuneam. Doresc să mulțumesc și revistei TIR Magazine. Este probabil, nu probabil, sigur, cea mai bună revistă de transporturi din România. Și acolo, dacă miniștrii ar avea curiozitatea să se uite, este o cronică foarte interesantă la sfârșitul acestei reviste, unde sub formă de glume se spun toate adevărurile din Ministerul Transporturilor. Vorbea cineva că e DNA-ul afară sau unde este, nu contează. Dacă ar avea curiozitatea să ia doar arhiva acestei reviste și să se uite acolo la
în acele coloane, acolo s-ar găsi multe adevăruri ale lucrurilor traficate și despre care domnul Dunca vorbea că ne-au adus în situația de astăzi, în care oamenii buni pleacă și rămân și ne conduc. Unii, știți cum, nu vreau să spun, dar am avut senzația că la Ministerul Transporturilor, când s-au pus miniștri, i-au întrebat în felul următor, cine e cel mai prost din partid? Eu. Tu o să fii ministru. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumim gazdelor pentru gestul și spectacolul care va urma. Ca și colegul meu, vreau să spun că trebuie să mulțumim colegilor care au fost în spate, să știți că sunt foarte mulți și nu vrem să uităm și dedicăm acest premiu domnului Narcis Neagă. Țin să mulțumim domnului director Emil Pop pentru sprijinul acordat, pentru tot ce a scris dumnealui și toate adevărurile și n-a scris nimic cenzurat. Deci îi urăm mult succes și până în 2050 să o ținem tot așa, dar nu cu furăciunile. Să scriem adevărurile cum scrie dumnealui. Vă mulțumim frumos și vă urăm de pe acum să vă tot fericit. Să-mi dați un like, să-mi dați un share.